Înalt preasfințitul Teodosie contestă decizia de carantinare. Ieri, înaltul prelat a fost amendat, vă reamintesc, de 3 ori în doar câteva ore pentru încălcarea mai multor reguli impuse de pandemia de coronavirus. Colega mea, Cătălina Buzoian, urmărește subiectul și vine cu toate informațiile. Ce se întâmplă concret astăzi, Cătălina? Bine te-am regăsit! Bun găsit! E adevărat, în această dimineață, prin vocea purtătorului de cuvânt, Arhiepiscopia Tomisului a anunțat că instituția și implicit Arhiepiscopul Tomisului va contesta inclusiv decizia de carantinare, nu doar cele 3 amenzi primite în cursul zilei de ieri de la Inspectoratul Județean de Poliție. Este însă ciudat pentru că dacă în cursul zilei de ieri Arhiepiscopia a venit cu explicații referitoare la amenziile respective și de ce le vor contesta, în ceea ce privește decizia de carantinare, nu au fost oferite detalii de către Arhiepiscopia Tomisului. Nu știm așadar care vor fi motivele pe care le vor invoca în momentul în care reprezentanții Arhiepiscopiei vor ajunge în fața magistraților. Între timp, Arhiepiscopul Tomisului a ținut în această dimineață slujba religioasă din paraclisul aflat în interiorul Palatului Arhiepiscopal. Acolo, de altfel, va fi și domiciliul lui de carantinare. Este amenajat un mic altar și de acolo a fost ținută slujba religioasă în această dimineață. Vă reamintesc, întregul scandal a pornit după ce înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a întors pe data de 20 ianuarie din Iordania, fiind vorba de o țară cu risc ridicat epidemiologic și țară terță. Ca să evite carantinarea, avea nevoie de schemă completă de vaccinare plus un test PCR negativ. Știm foarte bine că Arhiepiscopul Tomisului a anunțat clar că nu se va vaccina din cauza unor afecțiuni, așadar ar fi trebuit să intre automat în carantină, lucru care nu s-a întâmplat. În cursul zilei de ieri a participat la mai multe evenimente publice, însă, în opinia sa, nu a fost încălcată nicio reglementare atâta vreme cât nu primise o decizie de carantinare.